Oaza de sănătate și relaxare din Schiela și are zilnic porțile deschise și îi așteaptă pe severineni pentru a se bucura de beneficiile apei termale. Deși cei cu probleme de sănătate sunt cei care profită cel mai des de apa balneară, ștrandul din Schiela este destinat publicului larg, fiind plin de severineni de toate vârstele. Ștrandul termal de la Turnu Severin, oază de relaxare, dar mai ales de sănătate. Ștrandul termal din cartierul severinean Schela Cladovei și are porțile larg deschise pentru mehedințeni. Totul este pregătit pentru cei dornici să se bucure de vremea frumoasă și de beneficiile apei. Foarte benefic, fiindcă avem și niște facilități. De luni până joia pensionarii vin gratuit, numai de vineri până duminică plătim. E foarte bine, e convenabil. E benefic pentru sănătatea dumneavoastră? Sigur, sigur că da. Foarte benefic. Pentru oase, pentru reumatismul, pentru... E foarte... Totodată vă și relaxați. Sigur. Ne și bronzăm, ne relaxăm, mai schimbăm o vorbă cu cunoștințele. Tariful de intrare va fi același ca anul trecut, adică 5 lei pentru publicul general. Copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dezabilități locomotorii care vin pentru tratament beneficiază de gratuitate de luni până joi. Foarte benefic în privința temperaturilor, dar în primul rând e benefică apa pentru sănătate. La vârsta noastră contează un tratament în această apă balneară. Pentru reumatism, pentru circulația sângelui, pentru mai mult. Veniți periodic aici, de când s-au deschis? Este a șasea zi. Am mai întrerupt datorită ploilor, datorită vremei. Dar 10-15 zile obligatoriu le vin. Apa din ștrand este balneară, concentrată, sulfuroasă, iodurată și clorurată și se schimbă săptămânal. Cei care calcă pragul acestui ștrand sunt informați încă de la intrare despre indicațiile terapeutice ale apei sulfuroase, boli reumatismale, stări alergice, afecțiuni ale sistemului nervos.